Deși au contracte de transport persoane încheiate cu primăria, firmele de maxi-taxi și-ar putea pierde dreptul de a mai funcționa în municipiul Buzău. Conform unei directive europene, nu vor mai fi admiși doi transportatori pe același traseu. Se preconizează că microbuzele de transport persoane vor începe să fie scoase de pe trasee încă din prima jumătate a anului viitor. Sunt obligat și de o directivă europeană 1370, care spune că pe un singur traseu este un singur operator. Acest operator în Buzău este Transbuzul. În această cauză ne dotăm pentru a asigura și ritmicitatea și confortul necesar. În același timp introducem și legalitatea în această zonă, municipiul Buzău. Primarul Constantin Toma crede că și la întocmirea contractelor de transport din legislatura anterioară pentru operatorii de maxi-taxi au existat unele scăpări și că acestea nu au fost respectate întocmai. Majoritatea acelor contracte nu au fost respectate sau s-au făcut în defavoarea municipiului Buzău și a societății municipiului Buzău, care este Transbuz SA Buzău. Cel mai probabil, microbuzele folosite pentru transportul în regim de maxi-taxi vor începe să fie scoase de pe traseele din municipiu încă din prima jumătate a anului viitor. Nu vor fi bucuroși deloc, sunt convins de treaba asta, dar ei nu și-au respectat, marea majoritate nu și-au respectat contractele. În același timp, eu trebuie să respect legea. Această lege spune că este singur traseu, un singur operator. Pe de altă parte, este foarte posibil ca odată cu introducerea unui număr sporit de autobuze pe traseele buzoiene, călătorii să renunțe de bunăvoie la maxi-taxi.